Mă bucur să observ că forțele politice au ajuns la un consens și sper că acest proiect va deveni realitate în relativ scurt timp. Sunt convins că acest muzeu va fi mai mult decât un spațiu simbolic. Va funcționa ca o resursă educațională importantă, mai ales pentru tinerele generații. Educația reprezintă cea mai puternică armă pe care o are o societate pentru a rezista în fața încercărilor de otrăvire a democrațiilor prin manifestări extremiste, populiste, antisemite și xenofobe. Existența acestui muzeu, alături de celelalte măsuri amintite, este vitală pentru o luptă autentică împotriva curentului negaționist latent și a tuturor tendințelor care încă mocnesc amenințător în statele europene. Îndemnul meu pentru autorități, dar și pentru cetățeni, este să nu ne oprim aici, ci să continuăm. Este nevoie să perseverăm în toate aceste eforturi, pentru că încă există, din păcate, o creștere alarmantă a curentelor naționaliste și extremiste și, mai mult, ne confruntăm la nivel european cu intensificarea manifestărilor violente, a sentimentelor de ură, a tendințelor antisemite și xenofobe. Toate aceste derapaje contravin, fără echivoc, unei culturi bazate pe valorile europene fundamentale și sunt consecințe ale unei lipse de cunoaștere și informare. Am marele noroc să trăiesc, deși nu sunt cu nimic mai bună sau mai deșteaptă sau mai utilă omenirii, nu sunt cu nimic mai bună decât cei 400.000 de români de etnie evreiască masacrați în Holocaust. Mi-am trăit viața întrebându-mă de ce ei și nu eu, sau de ce eu și nu ei. Și pentru că vocile lor au fost amuțite atât de brutal și atât de timpuriu, dați-mi voie ca numele lor și numele meu să vă spun mulțumesc. Și vă mai vreau să vă spun de ce vă mulțumesc. După părerea mea, decorația pe care ne-ați oferit-o este un simbol, un simbol ce reprezintă un pas uriaș în conștiința omenirii. Este înțelegerea și asumarea faptului că o parte din acest popor a ucis altă parte din acest popor, oameni lipsiți de apărare și lipsiți de orice vină. Este înțelegerea faptului că în sânul acestui popor pașnic și blând și omenos, care este poporul român, printr-o spălare de creier otrăvită, s-au putut naște monștri. Mai este de asemenea un semnal de alarmă împotriva oricăror instigări la ură și la violență, oricât de inofensive ar părea la început. Și este, în ultimă instanță, nu o certitudine, din păcate, dar măcar o speranță că vom trăi într-o lume mai dreaptă și mai civilizată.